Se spune că femeile sunt cele mai frumoase în ipostaza lor de mămică. Dar ce se întâmplă atunci când o actriță extrem de atrăgătoare devine mămică și pe deasupra mai are și un logodnic și mai sexy? Halle Berry este din nou însărcinată și se află în Brazilia pentru promovarea noului ei film. Iar în interviu nu se sfiește să vorbească deschis despre sarcină. Vă avertizăm, urmează imagini incredibile cu o femeie de 40 și mulți ani. Halle Berry, aflată în plin turneu pentru promovarea noului ei film, The Call, vorbește deschis despre sarcina ei. Actrița în vârstă de 46 de ani spune că nu vrea să-și ia o pauză de la carieră. Este momentul să facă față tuturor provocărilor, iar logodnicul ei, Olivier Martinez, o susține în toate. Thrilled, surprised like I am, and just, you know, I think when a man knows he's having a child, I think they're as happy as women are, actually. It's a, you know... It's a miraculous thing when you think about it, and at our age it's even a more miraculous thing. So, we're happy. Halle Berry are o fetiță în vârstă de 5 ani care se bucură enorm că va fi acum surioară mai mare. She has been praying for a baby sister. Who knows what she's going to get, but she's been praying for a baby sister. So a baby of any sort will just make her through the roof. She really wants to be a big sister. O femeie fatală și descurcăreață ca o pisică. Asta dacă țineți minte rolul memorabil al actriței din Catwoman. Halle Berry e sigură că le va putea jongla pe toate, și cariera și viața de familie. În curând o să o vedem din nou pe Halle Berry cu burtica și pe platourile de filmare. Well, I think my goal, my dream now is much more realistic, especially as I sit here with another baby in belly. I want to be a mother and have my career at the same time. Dragilor, săptămâna de look monden se încheie aici. Însă, noi suntem cu antenele deschise, suntem cu ochii în patru, astfel încât să nu ratați ediția de luni în care vă prezentăm retrospectiva weekendului și vedetele pe unde au fost, cu cine au umblat, cum s-au îmbrăcat luni de la 21:30 aici pe Look TV la Look Monden. Până atunci aveți parte de un weekend prelungit, începând de mâine dimineață, dacă e posibil, inclusiv pentru bugetari, să aveți soare, să aveți fericire, împlinire, odihnă și, cum spunea și Cristina, luni seara, după o zi de luni grea, vă revedeți cu noi pentru săptămână minunată alături de Look Monden și, evident, cu un look cât mai monden.